Boys, am niște vești. Nu neapărat foarte plăcute, dar asta este situația, ne vom adapta. După ce că au dat lovitura cu update-ul de săptămâna trecută, update-ul legat de cutii, un update făcut în așa fel încât să combată gambling-ul și pariurile din China, băieții de la Buff 163 vin cu un update nou, destul de mare după părerea mea, care restricționează vânzarea și cumpărarea de skin-uri de CS2 doar pentru comunitatea chinezească. De ce ar fi asta o problemă? Păi, de unde să începem? Buff, în prima fază, este un site de referință al prețurilor. De exemplu, dacă eu am un skin de vânzare, automat mă duc pe Buff, caut prețurile, caut pattern-urile, caut float-urile, îmi fac un preț de referință și atunci pot negocia cu cumpărătorul, de exemplu. Problema numărul 2 este că Buff deține în proporție aproximativ 50% din toate skin-urile din CS2, ceea ce este un lucru destul de mare pentru comunitate, pentru comunitatea internațională și mai ales pentru trader și reseller. Iar a treia problemă ar mai fi o mică panică în comunitate care e posibil să strânească niște panic selluri sau chiar niște FOMO-uri. Ce alte alternative vom avea pe viitor? Rămâne de discutat în următorul short.